Bună seara, stimați telespectatori! Bine ați venit la o emisiune dedicată handbalului Turdean. L-am azi ca invitat pe domnul Horațiu Gal, antrenorul echipei Potaisa Turda, o echipă atât de iubită, nu-i așa, de către majoritatea turdenilor. Bine ați venit, domnule Gal! Bună seara vouă și la toți turdenii! Acum, pentru că suntem prieteni, eu zic să vorbim mai detașați. Eu aș vrea să te întreb, pentru început, despre cariera ta, despre începuturile tale sportive. Înainte de a deveni antrenor, ai fost unul dintre cei mai buni handbaliști pe care i-a dat orașul nostru. Aș vrea să îmi spui de unde a început pasiunea ta pentru handbal, când, la ce vârstă? Tot de la început, dintr-o școală, școala generală numărul 4 Turda, unde am avut un om deosebit, doamna profesoară Doamna Buzan, care din păcate astăzi nu mai este printre noi, cu care pot să spun că în condițiile care erau atunci a scos unul dintre cei mai importanți ambaliști ai turții, au ajuns în echipe de Liga 2, mulți au ajuns la Universitatea Cluj și unii chiar mai departe. Era o persoană dedicată handbalului, știu că a creat deja o emulație alături de domnul Deteșan, care acționa undeva în zona Oprișani. Erau ambii doi profesori care iubeau handbalul. Da, adevărat, pot să spun că această doamnă Buzan, chiar pur și simplu a pierdut, a renunțat să-și facă o familie doar pentru că ne avea pe noi, s-a ocupat de noi în totalitate, ajutându-ne la școală, în afară de handbal, la școală, competiții, pot să zic, tabere, și ne-a inoculat acest microb, handbalul, ne-a dus la niște meciuri foarte importante la Cluj, când se țineau turnee de Liga Națională. În acel timp pot să spun că eram undeva calificați la campionate mondiale, la Jocuri Olimpice și aduceam chiar medalii pentru România. La ce cluburi ai evoluat după ce ai ajuns să joci la echipele mari? Pot să spun că am evoluat la Clubul Sportiv Viitorul Cluj, unde am obținut o medalie de bronz la un turneu final de Junior 2, Junior 3, după care am primit o ofertă de la Poli Timișoara și din clasa 11-a, pot să zic că am plecat acolo la o echipă foarte, foarte mare din România, care aproape an de an aducea medalii pentru Timișoara. Ce să zic? Eram... Handbalul românesc atunci era, cum am spus, prezent la toate competițiile mari. Erau jucători fantastici în România. Să-l amintesc pe Vasile Stângă, care a fost de două ori cel mai bun jucător din lume. Și am avut onoarea și plăcerea și să joc alături de ei și pot să spun că am crescut lângă ei. Am ajuns la Timișoara, unde am găsit un campion, un triplu campion mondial, Gunnar Roland. După un an a fost antrenorul meu secund. Am găsit jucători care... Bulgan Alexandru, care a fost de trei ori cel mai bun portar din lume. Fărcul Alexandru, care a fost o legendă a handbalului românesc. Și mulți alții. Deci într-un lot de 25 jucători, dacă 20 erau toți în loturile naționale, eu zic că era o echipă foarte puternică și, încă o dată repet, handbalul românesc se situa undeva în primele echipe ale lumii. Pot să zic că am avut o șansă, fiindcă acel antrenor, Jude Constantin, care din păcate nu mai este, sala din Timișoara îi poartă numele în acest moment, mi-a dat o șansă foarte mare și eu am profitat de ea. Am luptat din răsputeri să ajung sus, fiindcă acolo mi-am dorit mereu să fiu. Și în clasa 11 am prins primele meciuri în Liga Națională. În clasa 12, pot să zic că eram titular de drept în echipa Poli Timișoara, care
era într-un campionat foarte puternic, înainte de Revoluție, toți jucătorii importanți erau în România. Apoi au plecat, a fost exodul după Revoluție, toți jucătorii importanți au plecat afară, toate titlurile și cupele României au fost câștigate în totalitate de Steaua și Dinamo și noi, undeva în 92-93, cu o echipă foarte tânără, dar foarte ambițioasă, am încercat să ajungem acolo sus, în vârf, unde practic la început nici nu am imaginat. Și am terminat pe locul întâi, am reușit să aducem primul titlu în provincie pentru o echipă românească, care a fost pentru noi o rampă de lansare pentru toți jucătorii și pentru asta le mulțumesc colegilor mei că i-am avut atunci. Pe ce post jucai în general atunci? În general nu există general la mine, eu am jucat conducător de joc. Pot să zic că am fost în toate loturile naționale, am fost capitanul lotului de juniori. Rezultate bune internaționale, unde ne băteam atunci, pe vremea aceea, înainte de 89, cu fostul URSS și cam tot timpul ne băteau. Nu ne-am dat seama de ce, doar după când am văzut întinderea acelei țări care era de 30, de 40 de ori mai mare ca România. Deci aveau de unde aveau o bază de selecție foarte, foarte mare. Știi cum se spune, Rusia se învecinează cu cine vrea ea. A urmat apoi exodul în străinătate a marilor handbaliști din România. Cum te-a prins pe tine acele vremuri? Deci undeva am jucat 2 ani în România, după câștigarea titlului, și am primit, bineînțeles, o ofertă în Germania. Aici era un pic de nesiguranță, mă refer și la partea financiară și a fost foarte mulți jucători care au plecat atunci afară. Eu am ales Germania, unde pot să zic că m-am simțit foarte bine. Unele localități mici, dar în care am avut de-a face cu oameni deosebiți. Am cunoscut, într-adevăr, ce înseamnă profesionismul. Și pot să zic că acolo m-am realizat și financiar. Te-a ajutat și școala 4, că acolo se studia limba germană, din câte știu în vremea ta. Da, pot să spun că, o paranteză, am început cu germana chiar din clasa a doua și părinții mei chiar am făcut ore de limba germană în particular, deci am fost foarte, foarte avantajat în momentul în care am plecat în Germania. Știam să citesc și am gramatică aproape la perfecție. Mai greu era cu vorbitul, cu înțelesul, dar acolo când ajungi imediat... Și pe mine m-a ajutat foarte mult chestia asta. Inclusiv în alea antrenoratului, când pot să zic că acolo am antrenat și copii, am antrenat și o echipă de fete, deci pur și simplu a fost o experiență foarte importantă pentru mine. Deci, practic, trecerea ta de la activitatea de sportiv activ la antrenorat s-a produs în Germania. Da, putem zice și așa. Dar la nivel înalt a fost practic în România. Înainte de a vorbi de activitatea prolifică pe care deja ai desfășurat-o ca antrenor, aș vrea să te întreb care dintre personalitățile sportive, ai amintit deja câteva, te-au influențat în devenirea ta, în drumul spre antrenorat? Într-adevăr, în acele vremuri când practic ne bădeam cu marile putere ale lumii, aveai foarte, foarte multe exemple și în teren și pe bancă, deci erau mulți jucători, mulți antrenori. Am amintit pe Vasile Stângă, Maricel Voinea, Alexandru Buligan. Cred că este foarte puțin ce spun eu acum vis-a-vis de ce jucători au existat atunci și câte sunt rezultate. Și pot să spun că acum nouă ne lipsește un pic de seriozitate. Deci parcă totul primim un pic de-a gata și nu mai avem așa emulație ca să
ca să facem ceea ce, ce au făcut acei oameni pe vremuri. Vis-a-vis de antrenori, ce să zic, o să-l amintesc acum pe Ianicu Nedev, care, Dumnezeu să-l ierte, nu mai există printre noi acum de, de câteva zile, care a luat o echipă, a dus-o la un titlu mondial și ca și jucător a fost. Aș putea să am foarte, foarte multe povești. Scurt, ce-am vorbit cu triplu campion mondial Gunes Roman, mi-a spus o poveste interesantă. Era într-un cantonament la București, în Floreasca, se pregăteau pentru un campionat mondial. Aveau antrenament la ora 16, la ora 16 fără 5 intra, cine intra în sală, Naționala Franței. Fără să anunțe nimic cu gențile și venind să ne să roage, să joace cu ei. Deci Franța era nouă. Era undeva locul 50-100, nici nu conta. Și au venit să învețe handbal de la noi. Au învățat, au câștigat titlul de 4 ori, au câștigat olimpiade, sunt undeva acum, pot să zic, poate cea mai mare putere balistică din lume. Probabil că asta ne lipsește și nouă, să nu fim așa de orgolioși și de mândri și să încercăm să ne ducem, să învățăm ce am pierdut noi în, în acest timp. Că undeva s-a produs o ruptură, 20 de ani, 20 ceva de ani, în care noi am stagnat, poate chiar am făcut un pas înapoi și trebuie să învățăm de la alții, să fim modești și să reușim să ajungem iarăși acolo sus. De ce spun asta? Am întrebat echipe de copii în Germania. Nici nu se compară talentul sportivului din România cu talentul sportivului neamț. Dar, în schimb, calitatea acolo și disciplina și ordinea și totul este peste. De asta ajung ei în toate sporturile sus. Există și o programare și un sprijin al autorităților, probabil mai mare ca în România, dar pentru revenirea sportului în general și a handbalului, în special unde a mai fost, a handbalului românesc mă refer, este nevoie de aportul unor oameni ca tine, care au trecut prin toate aceste etape, au cunoscut și lipsurile și au cunoscut și bunăstarea de dincolo. Și de aceea un antrenor care a fost declarat de către ProSport cel mai bun antrenor din Liga Națională anul trecut, vorbesc despre tine, are un rol foarte important la Turda, în orașul care l-a dat pe el handbalului. Vreau să vorbim despre acest proiect de la începuturile lui, despre Potaisa Turda. Cum a ajuns Orațiu Gal să-și dorească să antreneze în Turda? Da, a fost interesant, așa, o mică poveste. Am fost contactat de președintele nostru, Flaviu Siseac, undeva acum 8-9 ani, să vin să mă implic la această echipă. Dar am venit la un meci, au jucat, au pierdut undeva la 20 de goluri diferență, acasă aici, în sala Gheorghe Parițiu. Bun, am înțeles, am povestit pe meci, am întrebat câte antrenamente face, bine, niciun. Deci, în momentul ăla am zis, pe, așa nu se poate face performanță. Însă, în schimb, acest băiat ambițios, care este Flaviu Siseac, n-a zis nimic, a zis numai, te rog frumos să mă dăm puțină răbdare și în următoarele 6 luni a făcut un proiect, a ajuns la autoritățile locale, unde am fost împreună să-l sprijinim și într-adevăr am primit acceptul să pornim această odisee, că pot să spun așa, fiindcă noi de la început și până chiar în ziua de astăzi problema financiară, deci nu am o problemă financiară, dar vis-a-vis de celelalte echipe care le-am bătut, am fost undeva de la jumătate sub, dar aici am găsit, nu numai în echipă, am adus băieții nimoși și sufletiști.
și oamenii de aici, din Turda, și mă refer și la conducerile primăriei, consilier local, ne-au sprijinit și au fost alături de noi. Și mai ales acum, în ultima perioadă, e incredibil cum au reușit să ne ajute și să ne facă condiții, chiar dacă nu au posibilităților celor din București sau din marile orașe, reședințe de județ, că noi nu suntem, și ne oferă aceste condiții ca să ne putem bate cu ei de la egal la egal și chiar să-i bate. Te-aș ruga să rememorezi acești ani în care a antrenat Potaisa Turda. Cum ai observat sau cum poți să descrii ridicarea, ascensiunea echipei? Pentru că echipa de-a lungul anilor s-a metamorfozat. A fost la început mai greu. Acum, iată, anul trecut ați obținut niște performanțe notabile și cred că nu o să vă opriți acolo. Deci vreau să spun că multă lume se întreabă ce se întâmplă la Turda. E simplu. Foarte multă seriozitate. Disciplină, o ordine care am, nu pot să zic că am impus-o. Noi am acceptat-o și am ales acești jucători să vină la Turda foarte riguros. Deci, în primul rând, viața lor privată a contat foarte mult pentru noi, fiindcă așa am reușit să facem această familie, această, acum putem zice, această mare familie, fiindcă am ajuns foarte departe, nici n-am visat anul trecut că putem să ajungem să jucăm o finală de Turda, o finală de cupă europeană pentru Turda, pentru acești oameni minunați care ne-au susținut, au fost în continuu la sală. Noi, filozofia noastră, în afară de ce am zis până acum, este și ca jucătorii, orice problemă au avut, medicală, familie, tot s-a discutat ca într-o familie și toți am încercat să ajutăm și să facem tot ceea ce putem. Și eu cred că ei au apreciat asta și am primit un răspuns din partea lor extraordinar. Ați pregătit din spate și niște generații de tineri. Iată, acum ați urcat la prima echipă 6 dintre juniorii voștri. Cât de important este această evoluție pentru handbalul turdean? Păi, această evoluție este importantă pentru Turda. De altfel și eu sunt turdean și crește inima în mine când văd că pot să ajungă jucători. Dau exemplu pe Teo Pințoiu. Acum 8 ani era undeva în clasa 3-a și cu mine a început. Făceam un paralel și cu copiii și mă bucur acum că ieri mi-a venit de la Lutul Național. Anul trecut am avut câteva meciuri de excepție în Liga Națională și eu sper să ajungă să fie om de bază al echipei. Tot așa mai sunt. Mai sunt câțiva jucători. Ne bucurăm că sunt turdeni de ai noștri și sperăm undeva în 3-4 ani să fie undeva jumătate de echipă să fie de ai noștri, fiindcă altfel este. Și emulația în tribună, ce să mai zic, nu am cuvinte despre suporterii care sunt la Turda. Ca să exemplific chestia asta, spun, fiecare adversar când vine la Turda lasă un pic capul jos, dar este și entuziasmat de ce se întâmplă în tribune. Cum colaborezi cu antrenorii de la copii și juniori? Discuți cu ei, îi sfătuiești, ei te sprijină în ce ai de făcut la echipa mare cu ceva. Vorbeai de o mare familie care cred că include și da, această exact echipă. Așa ceva. Deci noi practic povestim. Suntem la o masă rotundă. Nu vin povești de sus în jos. Deci sunt, întâmpinăm probleme și acolo, întâmpină și ei și ne ajutăm și găsim soluții. Suntem, eu zic că Potaisa Turda este clubul în care sunt foarte puține în țară, în care găsești prezență președintele și antrenorul de la echipa de Liga Națională, se vezi la turnee de juniori prezenți acolo în tribună alături de băieți, care îi cunoaștem foarte bine, sunt ai noștri și niciodată nu o să rămână fără noi. Am întrebat despre acești tineri care vin din urmă pentru că vroiam să
Te întreb despre importanța profesorului de sport, acolo jos, la școală, în fiecare școală din acest oraș. Ce rol are el în atragerea copiilor spre diferite sporturi în general, nu neapărat spre handbal? Aici este marea problemă. Din câte am stat de vorbă cu foarte mulți antrenori de juniori din țară, e foarte greu să mai atragi copilul la sport. Ne luptăm foarte mult cu calculatoarele, cu cafenelele și cu comoditatea. Aici pot să spun o vină au autoritățile. Eu zic că orele de sport în școli sunt prea puține. Doi, am aflat de la unii profesori de sport, pe vremea mea nu era așa, dar acum am înțeles că părinții pot să dea scutiri la sport. Foarte mulți părinți dau scutiri la sport. Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce. Iar o altă chestiune este dispariția școlilor sportive după Revoluție, undeva 3-4 ani după Revoluție, s-au redus undeva în proporție de 70% și asta s-a văzut undeva după 3-4 ani, s-a și văzut că nu avem copii care să crească. Sunt foarte, foarte puține echipe, putem să le număr pe degetele de o mână, în țară care cresc copii buni, care fac performanțe. Eu am mai observat o mare prostie, așa o consider eu, în școli. Mulți directori iau decizia să mute copiii de la ora de sport la pregătiri de matematică și alte materii, pentru că urmează examene, știu eu, anul viitor, sau pe alții la olimpiade. Și copiii pierd ritmul, se îngrașă, nu mai fac mișcare și până la urmă sănătatea lor este foarte importantă. Într-adevăr, nu este bine. Deci nu este bine deloc. Eu am avut o perioadă în care am fost plecat în Statele Unite, undeva cu 10-12 ani. Și acolo mentalitatea, ce am văzut acolo, erau copii grași care încep să apară la noi, din ce în ce mai mult, datorită mâncării și numai ce a fost înainte. Undeva a obligat pe toți să meargă la sport, să-și aleagă un sport de performanță, care trebuia să-l practice în timpul liceului și să facă undeva la 2 ore pe săptămână, intensiv, și aveau probe la bacalaureat. Noi, din păcate, renunțăm. Dar de ce se face? Prin sport nu înseamnă neapărat că trebuie să faci sport de performanță. Trebuie să ajungi sănătos, un corp sănătos, o minte sănătoasă și atunci poți să fii bun în orice domeniu. Medicină, calculatoare, în tot. În plus, sportul îți modelează caracterul. Este un fapt dovedit. Am avut de-a face cu multe personalități ale sportului care s-au dovedit de-a lungul timpului a fi niște caractere deosebite. Aș vrea să te întreb despre acea propunere care ți s-a făcut să preiei lotul național la un moment dat, prin 2014, dacă nu mă înșel. Ai refuzat. Eu, la momentul respectiv, am considerat că nu este oportun să merg la echipa națională. Eram undeva la început și am vrut să fiu undeva 150% aici la Turda, fiindcă aici trebuia consolidată toată această treabă frumoasă, care zic eu că am făcut-o până acum. Dacă ți se va mai face în viitor oferta, tot așa o să o refuz sau te mai gândești? Nu știu, toate gândurile mele sunt aici, la Turda. Am avut oferte și de la alte echipe. Pot să zic oferte mult mai bune, așa cum au avut oferte și băieții mei, și chiar și anul acesta. Au avut oferte vis-a-vis de anul care l-au făcut, au început să-i caut toate echipele. Le mulțumesc, sunt mândru că au rămas la Turda, pe bani mai puțin, dar ei probabil că știu de ce au rămas aici, la noi în oraș, și această echipă. Pe lângă aceste fonduri care sunt mai puține la voi, deși efortul bugetului local este unul cât se poate de serios, una dintre avatarurile acestei situații este și faptul că trebuie să vă luptați cu acești elevi ai voștri, cu acești jucători, să-i țineți la Turda pe bani mai puțin. Eu știu că nu este ușor să faci acest lucru, pentru că până la urmă sunt profesioniști și
Profesionismul înseamnă că trebuie să câștigi cât mai mulți bani. Oricum, cariera de sportiv este destul de scurtă și faptul că au rămas lângă tine înseamnă că ești un antrenor care a creat emulație aici și care i-a convins să rămână pentru că învață de la tine. Eu vreau să te întreb despre situația din acest an, pentru că lucrurile par să se îmbunătățească și din punct de vedere al infrastructurii. S-a schimbat suprafața de joc, care v-a creat multe probleme, ați avut multe accidentări, am înțeles, din cauza acestei suprafețe de joc. Cât de importantă este ea pentru voi în acest an? Păi nu în acest an. De acum încolo este foarte, foarte importantă, fiindcă noi undeva, în anul trecut, am avut așa în medie 70% din lotul echipei. Noi nu ne permitem, ca și echipele cu bugete mari, să avem doi jucători pe post de același nivel. Se accidentează unul, nicio problemă. Vine celălalt, joacă, tot acolo. Și totuși am avut rezultatele care le-am avut, dar, ce să zic, mulțumesc autorităților locale care ne-au făcut o foarte, foarte mare surpriză cu această suprafață și eu sper că anul acesta să nu mai avem parte de accidentări. N-am reușit să dublăm așa cum ne-am fi dorit posturile, dar eu tot așa mizez pe această familie, acest suflet mare și mai ales pe publicul fantastic care pur și simplu este lumea cea 8-lea jucător, zic, al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea jucător. Trebuie să amintim că această suprafață de joc a fost achiziționată cu o sumă suplimentară față de cotizația stabilită anuală la echipa voastră, în momentul în care v-ați calificat în finala Challenge Cup și s-a votat la inițiativa primarului Matei o sumă, dacă nu mă înșel, 200.000 sau 250.000 de lei, nu mai știu, care a inclus toate cheltuielile cu jocul dublu la Lisabona și la Cluj și în acei bani a intrat și această suprafață de joc. Da, într-adevăr. Un mare merit îl are domnul primar Cristian Matei, care ne-a susținut și pur și simplu condițiile noastre s-au îmbunătățit. Am avut ceea ce e foarte important la echipa noastră, chiar banii care sunt. Am avut liniștea financiară, băieții au primit banii la timp, familiile lor au fost mulțumite, planurile lor au fost în regulă și asta iar este o foarte mare calitate a conducerii care a reușit să asigure aceste condiții. Această suprafață pur și simplu ne ajută în contextul în care noi, dacă nu ne accidentăm, vom fi, eu așa cred, vom fi o echipă mult mai puternică ca și anul trecut. Dar, în condițiile actuale, având în vedere transferurile care s-au făcut în Liga Națională, deci, incredibil, Dinamo, în afară că și-a păstrat aproape toți jucătorii, a mai adus undeva la 4-5 jucători, toți de talie mondială, CSM București, a schimbat antrenor, aproape jumătate din echipă, deja punându-și amprenta la câștigarea titlului, Timișoara, aproape li s-a triplat bugetul, au undeva, ce și-au propus ei anul ăsta, câștigarea Cupei României, calificarea în primele 3 locuri, Dunărea Călăraș, nu înțeleg de acolo de unde vine acest buget iară imens. Nu mai zic de Odorhei, care într-adevăr a schimbat iarăși aproape toată echipa, aducând foarte mulți jucători din străinătate care au activat la cluburi puternice. Steaua București, 10 transferuri, nu mai continui. Va fi un campionat foarte frumos, foarte plăcut spectatorilor. Vor vedea jucători de talie mondială în România și noi avem de gând să ne batem cu aceștia și să reușim să ne calificăm în primele 4.
Este vorba de acea hotărâre a guvernului care permite autorităților locale să aloce până la 5% din bugetul anual al unei unități administrativ-teritoriale. Probabil că de acolo acei oameni își permit să aloce mai mari sume la cluburile din orașe mai mari. Nu e tot un buget al Turzii cu un buget al Timișoarei, să fie clar. Ca să nu vorbim de București, care ați văzut acum dau bani pentru biciclete, pentru... Da, nu se compară. Noi, practic, bugetul nostru a rămas la fel ca anul trecut, dar cheltuielile primăriei au crescut prin implicarea Salinei Turda și mai ales prin acele întâlniri pe care a avut domnul primar Cristian Matei cu foarte mulți potențiali sponsori sau conducători de firme. Și aceștia și-au dat seama sau chiar au fost plăcut surprinși de ce au găsit la noi și de planurile noastre și au venit foarte mulți să ne ajute pe această care mulțumesc, fiindcă chiar foarte mult ne-au ajutat. Domnul primar Matei nu a ascuns niciodată că unul din dezideratele sale este degrevarea bugetului local de această cheltuială cu handbalul. Visul lui e să ajungeți să vă finanțați singuri cu... Incredibil! A reușit aproape la jumate și noi totuși avem, cred că undeva cu 10% buget mai mult. Da, pentru că a spus că nu crede că este oportun să scadă finanțarea de la bugetul local, pentru că aveți nevoie în performanțele pe care le atingeți de sumele respective, ceea ce mi se pare un lucru normal. Așa să te întreb, cum te relaxezi după meciurile grele, după antrenamentele obositoare? Deci după meciurile grele, indiferent că pierzi sau câștigi, nu te poți relaxa, nu poți dormi. Deci, practic, undeva la 2-3 ani stai cu de vorbă și cu colegii mei, exact la fel. Nu ai cum să dormi. Orică pierzi despărarea, ori câștigi, te gândești cum ai făcut, ce a fost, euforia aia. Este, pot să zic că stresul este destul de mare, dar în același timp, aici la Turda este o plăcere fantastică să intru în sală și să lucrez cu acești băieți minunați. Care sunt cei mai apropiați colaboratori ai tăi cu care pregătești, știu eu, antrenamentele, deplasările, chiar și meciurile, eventual tactica, dacă o discuți cu cineva? Pe partea de organizare este președintele Flavius Siac, vicepreședintele, fratele meu, Ovidiu Gal, iar dincoace pot să zic că sunt undeva la 20 de oameni implicați în această pregătire tactică și tot ce avem nevoie. Chiar mai mulți. Deci toți băieții. Video. Tot ce facem, toți suntem conectați maxim. Noi stăm de vorbă. Ei nu primesc directive. Ascult. Pot să spună și ei lucruri bune, lucruri pozitive, care le au în calcul și împreună, până la urmă, eu zic că am ales soluțiile bune care ne-au dus și rezultate. Care au fost cele mai grele momente pe parcursul anului trecut, anul de care se leagă cele mai mari performanțe ale voastre? N-au fost numai bucurii, au fost și... Da, deci într-adevăr, lumea, ne întâlneam cu lumea în oraș, erau foarte optimiști, iar când știam, mă refer pe finalul campionatului, când au apărut și meciurile importante și în cupele europene și lupta pentru medalii, știam ce echipe avem de jucat, știam presiunea care există pe jucătorii mei și mai ales aveam acele accidentări, nu puteam să refac jucătorii, se jucau undeva dintre în 3 zile. Problema cea mai mare a fost când am venit de la Lisabona și atunci a fost supărarea cea mai mare. Am venit de la Lisabona și Federația Română de Handbal, în loc să ne amână meciul, cel puțin cu o săptămână, n-a fost de acord nici cu 24 de ore. Nici cu 24 de ore să ne amâne meciul ca să putem să jucăm
meciul decisiv din semifinala campionatului cu CSM București, undeva la 80% potențial. Și atunci am fost, totdeauna am fost foarte trist după meci și această înfrângere am văzut-o și asupra jucătorilor, dar tot așa împreună am reușit să ne regrupăm pentru finala mică a campionatului și să aducem totuși medalia de bronz la Turda. O derogare de acel gen este ceva normal, să-ți amâne meciul pentru că tu ai evoluat într-o dispută europeană. Să spun exact aceeași treabă au avea și Sporting Lisabona, care juca semifinala campionatului cu Benfica Lisabona. Ei nu o zi au primit. Au primit exact o săptămână. Deci le-a pus meciul după ce au terminat cupele europene, cu finala, le-au pus după. Și au câștigat meciul. Ei, nici ei s-au mirat și au zis, nu înțeleg de ce noi suntem obligați să jucăm un așa meci important într-o finală de cupă europeană, într-o dublă. Ar fi de înțeles dacă ar fi fost vorba de cine știe ce sume de difuzare la vreo televiziune, dar nu este cazul în handbalul din România, nu. Unde... Probabil că dacă Turda era un cartier din București, probabil că sigur se amâna poate și cu 200 de meci. Exact. Hai să vorbim puțin de noul sezon. Ce obiective v-ați propus? V-am spus, va fi, nu e numai părerea mea, e părerea și altor specialiști și a unor jurnaliști, sigur cel mai tare campionat al României după Revoluție. La ce investiții s-au făcut la toate echipele, noi ne propunem în primul rând să ne pregătim bine acum, cum am făcut tot timpul, să încercăm să începem acest campionat, să nu avem jucători accidentați sau cât mai puțin, să o ținem tot așa pe perioada campionatului și am zis calificarea în play-off, care pentru unii ar părea, ar zice pe cum numai calificarea în play-off este foarte simplu. Nu este așa de simplu. Veți vedea ce jocuri vor fi în campionatul viitor și noi încercăm și noi ne vom bate cu toată lumea pentru fiecare meci, mai ales că avem și un început de campionat destul de greu. Adică greu în ce sens? Jucăm prima etapă cu Steaua, a doua etapă cu Odorhei la noi acasă. Practic suntem cam, dacă vrem să ajungem acolo, suntem cam obligați să câștigăm, iar având în vedere transferul care a făcut celelalte echipe, va fi greu. Vor fi meciuri grele. Da. Știu că ați avut câțiva accidentați în frunte cu Georgică Gântec. Ați reușit să-i recuperați în totalitate sau... Da, Georgică Gântec l-am operat în Serbia, unde am mai fost noi cu alți jucători și am avut rezultate foarte bune. El acum se pregătește cu echipa, mai resimte, dar foarte puține dureri la genunchi. O problemă mai mare este Ionuț Rotaru, care a venit la începutul pregătirii semi-accidentat, deci accidentarea lui din iarna trecută se pare că nu s-a vindecat în totalitate. Acum este la București, a făcut ieri la URMN și așteptăm răspunsul în cursul zilei de mâine și sperăm să avem vești bune, fiindcă avem nevoie de toată lumea, este un jucător experimentat și în momentul când este în teren, altfel joacă echipa. În finalul emisiunii, aș dori să te întreb cât de important ar fi o sală polivalentă. Vedem că primarul Matei spune că a făcut demersurile la Ministerul de Resort și că s-ar putea să obțină finanțare de la guvern. Evident că noi, ca municipiu, nu ne permitem ridicarea unei astfel de clădiri, dar ne va fi greu chiar și să o întreținem. Vedem că avem acest bazin de nord didactic, avem spaul, care toate merg în pierdere, dar o sală polivalentă, îl întreb pe antrenorul echipei, Potaisa Turda, cât de importantă ar fi pentru viața sportivă a municipiului, pentru acei tineri care astăzi nu rămân la orele de sport și din cauza asta poate că nu sunt așa sănătoși ca generațiile trecute.
Da, într-adevăr, acești tineri, acești copii au nevoie de exemple, au nevoie să vadă pe viu, așa cum am văzut și eu, am fost dus la unele mărci. Au nevoie să aibă idol. Să aibă idol, da, care să vadă pe viu și pot să spun că ceea ce e foarte important, această sală se face din banii guvernului. Deci s-au făcut niște proiecte undeva la 3-4 sări în România și trebuie să fim foarte fericiți că una dintre ele se construiește aici, la Turda. Așa am înțeles că toate problemele sunt în proporție de 90% rezolvate. Eu așa cred și că undeva cel târziu, la începutul anului viitor, se va apuca de construcția sălii, care această sală nu este numai pentru sport, fiindcă în această sală se pot ține concerte, se pot, deci, și cultură și tot. Deci o astfel de sală are nevoie un oraș, ca și Turda. Și trebuie să fim mândri dacă ea s-ar și o să fie la Turda. Ultima întrebare. În afară de acești tineri pe care i-ați promovat la echipa mare, vă mai gândiți la ceva noutăți înainte de începutul campionatului? Știu eu, încercați, da, sperați. Am avea nevoie de, să zic, de încă 2 sau 3 jucători. Acum nu știu bugetul cum ne permite. Sper să găsim o soluție. Sper să găsim măcar un jucător să aducem aici la echipă ca să... Chiar și băieții au zis, dacă ar mai veni cineva, să fim o idee mai mult, să putem fi mai puternici pentru nou sezon, fiindcă nu vrem să facem această mică localitate de rușine. Acum toată lumea, după rezultatele anului trecut, ne așteaptă bine și noi trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru asta. Nu rămâne decât să vă urez mult succes în noul sezon și rezultate cât mai notabile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dragi telespectatori, la revedere!